Burgeni, final de 2011. Iarna nu și-a pus deocamdată amprenta asupra comunității. Așa se face că temperaturile ne permit să refacem drumul vechi spre târgul de odinioară, numit Murgeni, potrivit unor scripte, de la numele unor proprietari cu numele de Murgu. Alți istorici îl contestă. Așezare foarte veche, din vremea lui Alexandru cel Bun, 1844 fiind anul când satul a devenit târg. Treptat satele care înconjoară târgul au devenit, din 2003, cartierele orașului Murgeni. Și totuși, foarte puține elemente care definesc această comunitate, ce pot fi integrate în ceea ce se numește principiul de oraș. Murgeni. Treptat a fost depășit de una din comunitățile de etnie romă care au demonstrat în ani că ceea ce au clădit în zeci sau sute de ani românii poate fi foarte ușor destrămat. Comunitatea ce definește Murgeniul este așadar foarte greu de coordonat. În contextul în care cei care au primit de la stat pomeni electorale, îmbrăcate în diferite forme, romii, întregesc un procentaj destul de însemnat. Deseori primarul se vede în situația de a găsi tot felul de soluții pentru a aduce pe aceștia pe o linie cât de cât echilibrată. Da, într-adevăr, ne confruntăm totuși cu probleme deosebite privind achiziționarea acestor taxe și impozite. Vreau să vă spun că comunitatea orașului Murgeni așa are pe lângă cetățenii români și cetățenii de etnie romă care la ora asta, în urma ultimului recensământ, indică cam 1500 de persoane față de recensământul din 2002, unde erau 1200. Deci asta înseamnă că au mai crescut. Ei s-au declarat și au... Și ei au și declarat, au declarat că sunt cetățeni de etnie romă. Comunități rurale care s-au confruntat cu cei... Totuși, așa, încasările pe, până la ora când vorbim, înregistrăm cam 72-73% din total, așa. Și asta denotă că restul de până la 100%, așa, este problema cetățenilor de etnie romă care nu. Acum, nu știu, pentru dânsii nu există o educație în ideea că iau și niște obligații să plătească, să-și achite datoriile către primărie, privința impozitului pe teren, pe casă, pe animale. Totuși, ar trebui totuși și mai mari lor sau dus să ducă o muncă de lămurire cu acești oameni, pentru că altfel nu se poate supraviețui la nesfârșit în condițiile pe care le percepe. Un minus, așadar, care se poate reflecta în imaginea întregii comunități. Bătrânii, dacă are un bănuț, trebuie să-l deie la copii. Ori la nepoți, ori la părinți. Aia, 700 și... Nu fac probleme din cauza că nu se educați deloc. Nici primăria nu educă, nici poliția. De exemplu, eu stau în cartierul romilor. M-au ajuns din urmă, așa. Și-o da coate să iasă pe aici, știți? M-au ajuns. Eu vorbesc frumos cu ei, mai înțeleg, da? Dacă ar vorbi și conducerea cu ei, așa, ar merge treburile mai ușor. La școală da. Nu-i întreabă nimic care să duc. Păi ce nu-i fost la școală? Da. Nu fac nimic. Nu știi nici sâmbături, nici părinții, nici copiii. Păi băi, dar dați colea cu mătră, pii și cu cole, spași și fără. Mai spași, dar degeaba, nu se poate. Ei nu poți să-i înțelegi că ei vor bani multe, dar să aibă, să facă, să treabă. Îl vedem, din păcate, pe domnul Pănică într-un Sisif personificat. Da.
dacă până la sfârșitul anului 2010 toți beneficiarii de ajutor social primeau banii de la primărie, așa, în condițiile când, atunci când își ridicau banii de la caserie, așa, aveam și un agent fiscal care stătea și îi supraveghea și îi îndemnau să-și plătească impozit la apă, la impozit pe clădiri, pe teren. De la începutul anului 2011 și chiar când nu am avut niciun fel de posibilitate, în ideea că acești bani veneau direct de la Vaslui, așa, prin card și ridicau banii. Deci nu mai avea nicio treabă cu primărie. În schimb, de la primărie, în repetate rânduri, le-au fost trimise înștiințări, somații de plată, ca au așa. Ei vin la primărie numai atunci când sunt loviți de o problemă, să scoată un act. Și atunci când este vorba să scoată și aceste acte, așa, îl trimit și la tax și impozite, svat și datoriare și atunci îi se pune un fel de... Reușim totuși să mai încăsăm ceva. În rest, mare majoritate, zic eu, cam 90% nu își achită de aceste drepturi. Deci obligați, mai bine zis, nu drepturi. Este un minus pentru comunitate, de altfel, acest minus nu se reflectă numai în taxe și impozite. Așa, se reflectă și în gospodărirea orașului, așa, în menținerea curățenii, disciplina din oraș. Deci sunt mai multe probleme care totuși nu face cinste unui om care să trăiască în comunitate. Așa, sunt multe probleme. Am mai avut norocul că parte dintre ei așa au mai plecat în țări. Da. Așa, au plecat cu tot cu familii, așa. În condițiile astea au mai fost un pic de liniște din așa, dar în momentul când se întorc, este într-adevăr o problemă. Vin cu mașini, foarte multe mașini care nu sunt matriculate, nu sunt pe numele lor, așa, vin, n-au unde să le parcheze, le parchează de-a lungul străzii, așa. Asta înseamnă că sufocă și circulația pe străzi, nu pot să mai... Pe ambele sensuri de mers, sunt mașini aproape una lângă alta și asta îngreuiază bunul mers pe străzile orașului. Așa, am făcut cu ei o parte și cu organele de poliție, au mai venit și de la Vaslui, la servicii de circulație, s-au purtat discuții cu ei, dar totuși încă mai persistă această dezordine. Mulți dintre ei sau mai mult decât atât să-și înscrie aceste mașini. Ele vin cu ele, nu știu în ce condiții au ajuns cu ele acolo, probabil că le-au cumpărat sau au un anumite acte așa. Când te duci la el să-i faci o anchetă socială și când îi vezi că are mașina două, trei mașini, că ia luăm un frate, ia luăm un cumnat, ia luăm un unchi, așa, niciodată nu spun că mașinile sunt pe... Aici ar trebui servicii de circulație de la Vaslui, de la Inspectoratul de Poliție Vaslui, să găsească o metodă în care să pună... să fac un pic de ordine și în această problemă. Spus că am avut, de vreo două, trei ori am avut întâlniri comune și cu serviciul de circulație, toți au promis că vor face o leacă de ordine, totuși până la ora asta deci nu s-a întâmplat nimic în ideea că beneficia sau proprietarii acestor mașini să vină să intre în legalitate. Nu. Și stau și le mențin acolo așa, le mai vând, le mai... Deci dă unor eventuale amenzi. Amenzi care vin tot la primărie. Circulă cu ele, gândesc eu așa, că circulă cu ele până în momentul când își pierde inspecția tehnică, așa, după aceea le abandonează, le lasă pe marginea drumului, marginea străzii, ori le vând ca piese de schimb sau, eu știu, le vând la fier vechi, dar nu vin aici la taxe și impozite să-și înscrie mașinile legale. Nu. În dreptul lor, la noi există o educație în privința cetățenilor români, care toți știu că are obligație, că el trebuie să-și achite impozitul. Pe când la ei, vă spun că am, cred că, metri de procese verbale, de circulație, ordine publică, așa, unde nu. Chiar într-o zi avem unul care stă tot prin sectorul unde stau și eu, mai o leacă mai încolo, l-am văzut că se foia pe scările pe la primărie, așa, l-am întrebat ce face, la început nu mi-a zis, după aceea vine și îmi spune, domnul, zice, am o problemă, domnule. Zice, eu trebuie să fac acte de vânzare, cumpărare la un copil pe casă. Așa, nu mi eliberează un certificat de la dumneavoastră. Pun,
Și eu ce vrei să-ți facă ție? Păi, o spus că trebuie să plătesc taxe, impozit pe casă. Și zice, dacă, și asta toată lumea plătește. Da, dar și la țigani plătesc. Și că dacă mă aude, nu sunt eu cel mai prost țigan din comunitate. Bun, deci nu asta e o problemă, că tu ești cel mai slab. Tu dă un exemplu pozitiv, că după tine să ia și ceilalți. Deci e obligație la fiecare, că tu nu poți să faci act de vânzare-cumpărare până nu să achiți debitele de la primărie. Ei, și atunci condițiile s-au dus așa, dar cu rugămintea să nu-l spun și la alți țigani. Eu a fost domnul Romanescu, consilierul pe probleme etniei romilor de la prefectură, a mai fost și domnul Țăru pe aici așa, dar am observat că și din partea lor există un imbold, adică în ideea să se mențină totuși la suprafață ei, cum, necum, dar totuși așa. Probleme au și ăștia de la Acuavas, că sectorul de apă și canal a fost preluat de ei și nu plătesc. Și în condițiile astea apa și canalul nu plătește și ăștia sunt drase, societate comercială și în momentul când tu nu... Da, e. Așa. Și chiar odată, fiind domnul Romanescu și Țăru aici la Murgeni, a spus, domne, la care o ripostat domnul Țăru, zice, de unde să mai dea, domnule Stigan, dacă el nu primește ajutor social, nu primește el de unde să dea? Așa. Atunci, în condițiile astea, zice, noi zice și tăi mamă. O promisie că o să fac o leacă de ordine, dar eu sunt sigur că nu s-a întâmplat așa. Și totuși se poate. E drept că puține guvernări s-au aruncat năvalnic a-i ajuta pe locuitorii acestei comunități, iar transformarea uliței de țară în asfalt s-a dovedit a fi destul de greoaie. Așa, eu zic că totuși la Murgeni s-o mai mișcat câte ceva. N-aș putea să spun, am încercat, ca de la începutul anului, să aranjez cât mai... cu mai multă economie bugetul local, sursele bănești pe care le aveam și să continui măcar acele obiective începute care trebuiau totuși nu cu finanțare chiar așa de mare așa, în această idee am terminat de asfaltat cu tot cu șanțuri dalate șoseaua de la Cârja, Murgeni-Cârja, așa. Un lucru îmbucurător a fost și trotuarele din orașul Murgeni, care și aceste spre final, doar 2-3% au mai rămas capetele, așa, dar asta e un lucru de câteva zile, de 2-3 zile și se termine și sper că până la sfârșitul anului se termine. Așa. Un lucru și mai bun și vreau să fac un cadou cetățenilor din satele Schinen și Sărățeni, unde zic eu că până la sfârșitul anului voi termina cu alimentare cu apă. Acolo a fost un dezastru privind alimentarea cu apă. În perioada de vară, debitele din fântânile existente în aceste sate secau și eram nevoit să car apă cu cisterna din dotare, să car apă de la Murgeni în aceste sate. Acum, mai așteptau două pompe, chiar astăzi am purtat o discuție, mâine mergem iar din nou în teren, așa, așteptau niște pompe din Italia și în momentul când sosesc pompele, se va da drumul la apă. În rest, toată instalația și totul e pus la punct deci acolo. Deci este vorba de un proiect pe care dumneavoastră... Este un proiect cu HG577, așa făcut. De altfel, această hotărâre de guvern își termină activitatea la sfârșitul anului. Deci, în anul următor nu mai există. Deci, bine că ați profitat așa, am profitat de ea. Zic eu... Care a fost valoarea investiției acestui... 15, aproape 17 miliarde de lei cu la pentru o populație de? 1000 și vreo 600 de locuitori din ambele sate. Da. Zic eu că asta e un lucru minunat. Să dea Dumnezeu să vină aceste pompe și în aceste condiții, eu sigur, până de sărbători, voi da drumul la apă în aceste sate. Și eu zic eu că este un lucru bun. Am început la Cârja, prin centrul satului Cârja, un alt proiect de 3 km și 300 de metri de asfaltare. Era centrul satului ca de după război, erau cu gropi multe așa cetățenii, nu mai foloseau acest drum, mergeau pe drumuri ocolitoare și ieșeau undeva în capăt ca să poată să parcurgă distanța de la Cârja la Murgeni. Așa. Am găsit înțelegere, am făcut un fir din cap în cap, așa, n-am putut să mai risc mai departe din cauza condițiilor atmosferice și mă gândeam că așa, decât să iasă treabă ră, mai bine
M-am oprit și reiau în primăvară ca să termin să fac un lucru bun. Adică nu este un lucru de la un an la altul. E vorba de o sumă de... provenită de unde? Sumă de? De la Consiliul Județean. Aici Consiliul Județean totuși a fost o... Eu nu prea am avut așa izbânz prin a primi niște bani din bugetul Consiliului Județean. Dar acum... A venit și momentul așa, l-am invitat pe domnul vicepreședinte Buzatu, m-a înțeles, am fost cu dumnealui la Cârja, au văzut și l-au rectificat de buget, mi-a dat 1,5 miliarde și au zis, din acest moment ai să primești treptat, așa, eșalonat, ai să primești restul de bani până la finalizarea drumului. Și zic eu că este un lucru îmbucurător, așa, și mă bucur. Și la Mugenii remarcăm cum se pot nărui unele investiții pornite cu tam-tam de Ministerul Educației prin 2009. Probabil peste noapte, parcă Ministerul a fost lovit de o ciumă puternică. Altfel, nu am putea înțelege de ce s-au ridicat școli în întreaga țară pentru ca apoi să se abandoneze marele proiect pe principiul să diminua bugetul. În timp ce pe atunci premierul Boc acuza Ministerul că a deschis prea multe șantiere cu promisiunea finalizării proiectelor, clădirile zac în așteptare, invadate de buruieni. Am și probleme care nu sunt... rezolvate. Am obiective care sunt începute de 2 ani de zile, așa, realizate cam 50-60%, așa, peste care au crescut vegetații de junglă, zic așa, și nu reușesc să dau, fiind de lipsa banilor. Am 4 școli începute și neterminate. Toți banii veniți de la Ministerul Educației. Vă referiți la cele școli pornite în 2009? 2009, exact, da. Pentru că a fost un program prin Ministerul Educației care a determinat ridicarea bazii doar, a structurii, să spunem așa, de bază. Cel puțin asta am văzut în unele comunități rurale, foarte multe școli sau grădinițe și nefinalizate, abandonate. Bun, dar așa acolo s-au cheltuit bani, una mare de bani s-au cheltuit așa. Și când adică te uiți când te uiți că clădirea deja este ridicată, așa, este turnată placă și urmează să fie acoperit și tu nu mai continui mai departe. Și când eu știu că la Sărățeni lucrez în 2 schimburi, că adun parte din 3 sate, din Schineni, Sărățeni și Lățești, și adun așa, și neavând spațiu, așa, sunt obligat să lucrez în 2 schimburi, zic că este... Unde sunt aceste școli care ar trebui să fie finalizate? Consider bănuiesc în ce proporție? Da, 40%? La Schineni rezolvată 60%. Așa... mai trebuie la Sărățeni, mai trebuie 2 clase, una de grădiniță și încă o clasă pentru... Deci sunt obligați, sunt constrâns ca eu să fac... Am făcut mii de demersuri pe la inspectoratul școlar, așa, în ideea să obțin bani. Nu s-a putut, deci n-am avut... Fiindcă toți răspundeau că nu primesc bani de la Ministerul Educației pentru construcția acestor școli. E o problemă. Și parcă ghinioanele s-au ținut lanț. După aceea m-am piața agroalimentară. Am început-o, am cheltuit vreo 1,5 miliarde, așa, nu se observă mai nimic din ce am cheltuit, în ideea că am avut și probleme cu constructorul, un constructor care a dat faliment. A fost falimentar, a trebuit ca lucrarea să fie cesionată la un alt constructor, am acceptat și chestia asta, așa, numai în ideea să parcurg. Nu neapărat să merg deodată să termin lucrarea, dar marcat în etape să parcurg și construcția acestei piețe, așa. Da, așa. M-a blocat ăsta constructorul și acum sunt nevoit, m-am strâns și niște bani, aproape 1 miliard de lei pentru această piață. Rămâne de acum înainte pentru anul următor, că n-are rost acum să torn betoane sau să fac altceva. Eu știu, în gheață sau vine zăpadă, așa, și n-are rost. Am vorbit cu constructorul, nu știu, în ce măsură va fi și asta atât de serios, ca și n-aș vrea să discut această problemă, așa, dar sper, după cum m-au asigurat, că va începe în primăvară, cu condiții bune de muncă, va începe și această piață. Și zic eu că într-un oraș nu poți să funcționezi dacă n-ai și o piață cât de cât decent. Noi funcționăm acum, ea nu este autorizată, funcționăm, vine mediu, vine sanepidul, vine așa toți,
protecția consumatorului, toată lumea încearcă să-i vâneze, să te amendeze. Funcționează. Asta vreau să subliniez că în contextul în care până chiar o instituție ca Direcția Sanitară Veterinară, în cadrul unei ședințe recente, a scos în evidență către comunitățile rurale să amenajeze oboarele cum trebuie, corespunzător cerințelor, standardelor Uniunii Europene, pentru a se putea face producție așa cum trebuie, pentru a putea într-adevăr comerțul să fie îmbărbătat. Dar eu vă zic că legat de îndemnul pe care spuneți dumneavoastră și Direcția de Sănătate Veterinară a avut un rol negativ în dizolvarea acestor oboare. Adică în ideea când s-o vehicula cu gripa aviară, deci s-o interzis orice vânzări sau transporturi de animale dintr-un loc în altul, așa, lumea s-o mai, cum să zic eu, s-o dezobișnui de să vină cu animale. Merg pe străduță, pe așa, mai la locul... Dragul de mânică la colțul... Așa, sau le vând de acasă, așa, și nu e un lucru bun. Adică să existe, într-adevăr, și economie de piață. Nu mă duc să cumpăr direct de la om, așa. Așa, când sunt mai multe, așa, pot să fac și eu, să negociez cu el, așa, să-mi placă, așa, da, așa, să vinde... Numai între două persoane nu pot să mai negociez așa mult, că... Din 8.800 de locuitori, cât are Murgeniul, dacă 10% sunt salariați. Restul se ocupă cu agricultura. Sunt șomeri și mulți asistați sociali. Numărul acestora din urmă a scăzut simțitor, iar agenții economici sunt din ce în ce mai puțin. Minusuri. Vă mai spun că am avut o problemă cu persoanele încadrate ca asistenți la persoane cu handicap. Aici a fost o problemă anul trecut. Într-un fel am învățat minte de anul trecut că din luna mai și până la sfârșitul anului nu le-am mai dat niciun leuț, neștiind că trebuie să mai păstrez în buget. În idee, n-am știut că va fi gaura asta așa de mare, întârzierea asta așa de mare, așa între Ministerul Muncii și primării, pentru a primi aceste fonduri. Așa, anul ăsta m-am învățat minte, așa, mi-am mai păstrat niște bănuți, banii s-au terminat, repartizați de Ministerul Muncii s-au terminat, așa, în luna aprilie, le-am mai dat încă 3 luni de zile din bugetul meu, așa, că acum, la sfârșitul anului, eu trimis și acești bani și le-am mai chitat integral, așa, dar eu banii mei din bugetul local nu i-am mai... Nu, deci n-am cum să-i mai scot. Deci eu mi-am cheltuit banii care cu banii ăștia putem să mai fac ceva. Adică dumneavoastră m-ați putut acoperi... Eu, mie mi-era milă, vă spun că anul trecut când îi vedeam, veneau cu căricioare de alea, persoane cu handicap și le lăsau pe holurile astea, le plângeai de milă. Era ceva care te răscolea așa. Am zis că să nu se mai întâmple problema. Și ați căutat metoda cealaltă pe care au utilizat-o, cred că foarte mulți din comunități, ai trece în șomaj? Ba da, o parte din ei a mai trecut și eu în șomaj, da. Așa. Deci, dar câți am asistenți? Am 102 persoane. Deci sunt așa, sunt bani mulți care eu mai puteam să mai fac ceva, dar în sfârșit, nu este o problemă, la sfârșitul anului chiar și îmi pare bine că am rezolvat și problema asta. Nu am probleme cu cheltuielile de personal. Și asta nu mă refer la personalul de la primărie. Am spitalul unde am 120 de salariați, am și toate școlile, am 11 școli, vreo 7 grădinițe, deci toate așa primesc și au primit integral lunar tot ce înseamnă cheltuieli de personal. Deci nu sunt probleme. Și asta, întâi am încercat să rezolv problema salariaților, după care și am restul, m-am axat pe obiective mai de primă importanță. Bănesc căldura în școli e asigurată, nu peste tot, peste tot, combustibil, am asigurat din vară combustibil la toate școlile, atât lichid cât și solid. Profesorii? Mulțumiți în privința asta, deci nu sunt probleme. Mai sunt acum să vedem, poate și bani mai rămâne. Să mai conta transportul? Asta va fi o problemă. La sfârșit, acum chiar am mai discutat acum vreo săptămână, două cu doamna contabilă și am zis... Să scuturăm, să vedem cam cum mai putem să plătim și acest. Adică să nu mai am niciun fel de obligații față de nimic. Dacă la sfârșitul anului 2010 aveam 683 de dosare pentru beneficiarii de ajutor social de 400 la legea 416, la ora asta... Vreau să vă spun că s-a diminuat complet datorită condițiilor impuse de lege privind acest ajutor
social. Mai am 171. Deci diferența de aproape de 500 și așa de... Nu că nu îndeplinesc condițiile. Poate că dacă o zis că să nu depășească 10 arii de... La gar până de, la casă. Așa, intravilan, așa, și el are 11. Nu știu eu cam ce mai poate să facă el într-un singur ar, sau chiar 12 arii, așa. A, parte din ei, era, bine era că înainte se deplasa, puneam la dispoziție o mașină, aduceam comisie de la Bârla, de la Forțele de Muncă, le aduceam la Murgeni și toți veneau din toate satele, 7 câte sunt al Murgeni, așa veneau și își completau dosarele, așa, pentru obținerea avizului. Așa. În condițiile astea, lunar trebuie să meargă la Bârlat. Și este fixat o singură zi, că dacă ai greșit și nu te-ai dus în ziua și te-ai dus a doua zi, a treia zi, nu te mai duci degeaba, că și ai sărit din schemă. Așa. De în condițiile astea s-a diminuat și numărul mare de așa. Nu știu dacă... Din câte se aude, s-ar putea totuși ajutorul social să se disfințeze de tot. Nu pot să fac. Mulți zic că chiar 170 de dosare, 171 de dosare pe care le am, există o forță. Dar eu vă pot spune că 85, dacă nu și 90%, toți aceștia din 170 de dosare sunt scutiți de efort fizic. Deci eu nu mă pot folosi de ei pentru muncă în folos comunității. Absolut. Ați încercat să faceți o anchetă? Pentru că problema aceasta o discutasem recent și cu directorul Agenției de Prestații Sociale. Spunea că ei nu se pot ocupa de acestea, controlele se desfășoară la nivelul primăriei. Și drastice, vă zic eu, vin și te scutură, să duc pe teren, să fac anchete sociale. Ca oamenii aceștia care aduc aceste concedii medicale, pentru că despre asta vorbim. Despre niște oameni care sunt scutiți medical. Medical, da? Sigur, da. Ce fac? Cum reușesc? Pentru că e clar, nu are cum atât de mulți să fie bolnavi. Nu știu, ei merg, au o scrisoare medicală la ieșirea de la spital, după internare. Cu acea ieșire din spital merg la... sau o trimitere de la medic de familie, merg direct la un specialist, un medic specialist, pentru a-i se elibera un certificat medical. Nu știu eu condițiile cum se eliberează aceste certificate și cât de corecte sunt ele, dar eu știu că când au venit cu certificat și mi l-au întins, acolo eu n-am voie să comentez mai departe, parcă ai mai puteți să mai muncești. Au documentul și este semnătura. Sigur, para aparat, fără discuție, da. Cu indicațiile... S-ar putea să fii și bolnav, că băi, mama lor, s-a mărâs peste măsură, deși nu puteam să vorbesc și de un agent economic puternic, unii mai puteam încasa și nu era vorba de transmir, așa. Dar din cauza că depășește o anumită valoare, așa, a fost preluat direct de către vaslui de... Și așa, am rămas doar cu vreo, nu mai mult de 10 agenții economici în Mugeș, vă dați seama. Aceasta incluzând și cei care au magazine. Exact așa. Realist, primarul se declară mulțumit că a reușit să aducă asfalt în comunitatea pe care o reprezintă, iar pentru 2012 știe că are de finalizat proiectele ale căror baze au fost puse din anii precedenți, măcar atât. Ce mi-am propus eu pentru anul 2012? Să continui toate obiectivele începute și neterminate. Și dacă le reușesc pe toate, eu vă zic că m-am achitat de toate obligațiile pe care mi le-am propus în acest mandat. Așa. Legat de dacă voi candida, sigur că voi candida. Dacă dă Dumnezeu sănătate și sunt întreg și pot să continui, eu zic că nu mă feresc de muncă și o să meargă treaba mai departe. Așa. Eu sunt sigur că oamenii... Mă înțeleg de situația creată și de așa. Și nu cred că s-ar eschiva pentru un alt primar. Părerea mea. Asistați!